Primele inițiative o să țină de deofshorizare, legi care să interzică tuturor instituțiilor statului să aibă vreo tranzacție, vreo afacere cu companiile care vin din offshore. Asta înseamnă în special achiziții publice, deci nicio companie care nu are reședința clară în Republica Moldova sau într-o țară în care lucrurile sunt controlate, deci nu ca în zonele cu jurisdicție dubioasă, să nu poată participa la procese de achiziții publice. Și asta se interzice foarte ușor prin lege. Doi, trebuie să se interzică și asta, pentru asta, asta voi promova, să se interzică acestor firme să poată să dețină acțiuni în instituțiile financiare, în sistemul bancar și nu doar. O altă inițiativă legislativă pe care aș promova-o în primele zile ține de libertatea presei, de independența presei, de demonopolizarea spațiului presei. O să vin cu legea pe care o credem noi cea mai potrivită în acest sens și o să promovăm până în pânzele albe în acest Parlament. Și o să apelăm și la sprijinul dumneavoastră. În primul rând că cred că trebuie să facem o asemenea lege împreună și după aia să o promovăm împreună, să punem presiune pe acest Parlament, care evident că are alte scopuri. Inițiative legislative o să fie foarte multe. De exemplu, dacă, cum am spus mai devreme, Ministerul Muncii nu vrea să le ia parlamentarilor pensia grasă, atunci va face președintele această inițiativă legislativă pentru a asigura echitate în sistemul de pensionare.